Ne este transmis constant să stăm departe de consumul de alcool, dar în același timp specialiștii ne vorbesc și despre beneficiile pe care vinul roșu, berea sau palinca le aduc sănătății, pentru că în cantități limitate alcoolul face minuni pentru organismul uman. Nu doar vinul roșu și berea au proprietăți curative, ci și țuica sau pălinca. Aceasta are proprietăți de tratare, ameliorare și prevenire a unor boli. În funcție de concentrația de alcool, țuica este obișnuită, cea care are în jur de 24-28 de grade, țuică bătrână de 32-48 de grade și horincă în jur de 50-55 de grade. Cert este că nicio țuică nu coboară sub 24% concentrație alcoolică, băută în cantități moderate. Mai exact, un păhărel pe zi. Licoarea poate face minuni pentru sănătate. Consumul unui păhărel de țuică este recomandat, mai cu seamă înainte sau după ce consumăm mâncăruri grase. Licoarea are efect asupra digestiei și a metabolizării grăsimilor. Oamenii de știință americani au descoperit în țuica de prune sau în pălincă o enzimă care reduce depunerile de colesterol de pe vasele inimii. Prin urmare, dacă bei zilnic 32 de mililitri de țuică de prună sau pălincă, vei ține la distanță bolile de inimă cauzate de arteroscleroză. Ideal este să o consumi înainte sau după prânz sau înainte de cină pentru a da un impuls sistemului digestiv fără să te afecteze în alt mod.